Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție a rubricii Întrebarea Zilei. Astăzi vom afla părerea zălăuanilor cu privire la schimbarea locației azilelor municipiului Zalău. Anul acesta, zilele Zalăului se vor desfășura într-o nouă locație. Dacă până acum era prevăzut că acestea se vor desfășura la începutul lunii august, acum reprezentanții primăriei au anunțat că vor fi amânate cu o lună. Manifestările legate de zilele Zalăului se vor desfășura în perioada 26-28 august, în ultimul weekend din luna august, în spatele primăriei municipiului Zalău. Așa, traficul nu va mai fi blocat, iar locuitorii de pe centru vor putea dormi liniștiți. Haideți să vedem ce ne-au răspuns aceștia. Ce părere aveți de faptul că s-a schimbat locația de zilele Zalăului? Da, unde o să se facă? În spatele primăriei, în parcare. Păi, e mai bine, nu? Decât ai lasă pe oameni. Locatari. Care stau aici, că și așa e, făceau gălăjie. Că, normal, că alții la lucru, muzica tare, îi deranjează. Credeți că o să fie suficient spațiul? Nu cred acolo. Acolo e mai mic decât aici. De unde credeți că era un loc potrivit pentru aceste manifestări? Nu știu, puteți să fac acolo la Brădet, unde parcul... trebuie să amenajeze acolo, că acolo era loc să facă și era mai bine decât pe aici. Așa cred. Dumneavoastră participați de zilele Zalăului? Veniți în oraș cu copiii, cu nepoții? Da. Când sunt aici, ești plecat. Când vin acasă, vin cu ei. Nu știu, e foarte strâmt acolo, va fi foarte strâmt. Vă dați seama că într-un fel e bine, că nu va mai fi închis, va mai fi chiar așa multă murdărie după asemenea organizări, vă dați seama. Unde credeți că era un loc mai potrivit, dacă spuneți? Eu chiar m-am gândit, dar n-am găsit altă locație. De acolo e foarte strâmt, că am înțeles că în spate la primărie se va face. E foarte strâmt, nu știu. Chiar m-am gândit și aseară, dar nu, n-aș fi văzut în altă parte, nu știu. Credeți că și locuitorii de pe centru sunt mai... mulțumiți acum? Mai mulțumiți, da, mi se pare normal, pentru că și mizeria și gălăgia și faptul că se închide totuși asemenea stradă care e foarte importantă, eu înțeleg și gălăgia e foarte mare, 3-4 zile cât era. Odată cu mutarea locației s-a mutat și ziua. Și ziua, am înțeles. Probabil că fiecare vrea să facă schimbare, să simtă că a venit altcineva la conducerea. Mă gândesc eu, așa am gândit, nu știu. S-au schimbat și la primărie toate, și normal. Fiecare cu ideile lui. Credeți că e mai bine că s-a schimbat și locația? Nu vă pot spune. Pentru că nu, pe mine nu m-a afectat cu nimic, din contră, că nu stau aici, stau în Dumbrava Nord, așa că nu prea m-a afectat. Vedeți că majoritatea locuitorilor s-au plâns de mizerie... Da, mizerie s-a făcut, asta e adevărul că s-a făcut, mizerie și că așa e lumea, așa sunt oamenii. Până când om ajunge la nivelul când să respectăm curățenia și toate, acum nu știu dacă prinde generația mea. Până acum era problemă că e pe centru, acum e problemă că s-a mutat și nu o să fie suficient spațiul. Nu o să fie suficient, da. Nici cum nu e bine, pentru unii. Pentru cine e bine, e bine oricum, oriunde, dar așa e. Dumneavoastră participați anual la aceste manifestări? Da, cam anual veneam, dar nu că obligatoriu veneam în, așa, în trecere, în treacă, mai veneam, mai un pic de muzică, să vedem. Deci cum veneați din Dumbrava spre centru, puteți să mergeți până în spatele primăriei? Sigur că da, deci nu e o problemă, pentru noi, v-am zis, nu e o problemă. Unde credeți că era mai potrivit, dacă este așa de strâmt spațiul? Nu știu unde ar fi. Nu. Că spațiul așa să fie mai larg, cum se zice, nu știu unde ar putea fi. Nu cred. N-am o idee. Nici la Brădet, unde, da. Și acolo e foarte departe, pentru toată lumea.
Mai erau păreri despre Porolisum, dar având în vedere că nu se poate ajunge cu mașini și copii... Sigur. Sigur, nu. E departe. E foarte departe și nu... Vedeți că și când se organizează de ziua cetății, nici atunci nu... Câtă populație? E foarte puțină. Și atunci. Vezi? Totuși e mai bine că e aici. E, oricum, e aproape în oraș. Că e mai un pic mai lateral, dar ce mi-e aici, ce mi-e dincolo. Mai spațiu va fi mai strânt, asta e adevărul. Dar în rest e bine. Bine, ce să zic? Schimbarea din sfârșitul lui iulie în august mi se pare normală după modul în care s-au planificat sursele. Pentru că fără bani nu se poate face. Și schimbarea locației? Da, să nu decide. Nu știu unde este locația. Noua locație va fi în parcarea din spatele primăriei. A fost vorba și anul trecut, și acum 2 ani, ca să nu se mai închidă circulația pe bulevard. E o idee bună, pentru că, într-adevăr, se produc multe inconveniente la mijloacele de transport. Și orașul fiind așa cum este el, cu două străzi, n-ai pe unde să circuli. Și atunci, ideea este bună. Nimic. Nu credeți că este cam strâmt? Este cam puțin spațiu, dar... Dacă acolo, într-adevăr, s-ar putea extinde și pe stradă, pe vechea albie a Văii Zalăului, sau cum îi spune. Este un spațiu destul de restrâns. Da? S-ar putea să se facă în două locații. Nu e neapărat nevoie să fie numai acolo. S-ar putea să vină în spatele pieții agroalimentare. Este spațiu suficient acolo pentru tonete, pentru, eu știu, pentru vânzătorii ambulanți. Acolo se poate amenaja. Deci nu este departe o locație de cealaltă. Deci nu e nicio problemă. Și având în vedere că este o stradă cu sens unic, nu cred că ar deranja prea mult. Într-adevăr, n-ar deranja. Deci asta se poate realiza și fără costuri. Atât că nu o să mai lase pe Zălăuan să-și parcheze mașinile în spatele pieții. Asta a fost totul pentru astăzi. Eu sunt Iana Holhoș și vă mulțumesc pentru atenția cu care sperăm că ne-ați urmărit. La revedere!